Bună dimineața, români de pretutindeni, cei care acum ne urmăriți și pe TV internațional, suntem Mihaela și Anatol, da? Așa aici, este, nu ne-am schimbat numele din ora a doua, tot Mihaela și Anatol am rămas. Tu văd că nu te-ai gândit să-ți faci o coafură afro în pauză, adică nu... Tu văd că ai un chef de râs, da? Și da. Vrei să râzi pe seama mea, nu? Da. Bine, dragă, bine, Bete, o să mă pună ea la curent cu toate procedurile astea de a înfrumuseța podoaba capilară. Cum sună? O să-ți facem și poze și o să fie da, minunat. Și o să fie... Da, pentru colegele mele sunt gata să fac orice ca să le provoc râsul, știi? Foarte frumos. Să simt bine. Ne bucurăm și noi suntem gata să vă provocăm râsul sau poate plânsul, dar sperăm plânsul nu, cu horoscopul zilei. De fapt, vrem să vă aducem niște informații de la astrologi preluate și... A, și? Hai, hai! Păi, da, hai! Tinzi atât de mult de strună, spune, ce facem? Da, vrei, văd că ești nerăbdător, nu mai poți. Să îi împăcăm pe oameni. Da, și începem cu zodia săgetător. Durerile de cap te vor face să-ți pierzi concentrarea astăzi, însă soluția pentru a te liniști este o plimbare prin parc. Oh, mai ales că astăzi este și ziua internațională a parcurilor și păsărilor în Europa. Vezi? Calațang. Ia-ți timp liber pentru tine, pentru a te conecta cu natura și probabil că și cu tine însuți. Adică... Da, bună recomandare pentru Capricorn. Tu să te duci în parc azi. Poftim? O să te duci în parc să te conectezi cu natura. Nu știu, mai întâi de toate natura să se conecteze cu mine. Ce să aștept eu să mă conectez cu natura. Asta mai vine și natura prin vizită, că sunt și eu identitate, personalitate, merg și eu atenție. Da, săgetătorul a fost, acum urmează Capricornul, nu? Da. Așa, continuăm. Relația cu persoana iubită merge din ce în ce mai bine, mai ales după schimbarea pe care ai făcut-o. Ce schimbare? Deci suntem curioși și noi. Mister. Este important să comunicați mai des pentru ca viitorul vostru să fie unul foarte bun. Deci cheia este comunicarea. Asta e frază pe care o auzim întotdeauna și e corect. Am dreptate ce care zic. Dacă zici ador la nebunie acest moment. Continuăm cu zodia vărsător. Și eu la fel. Da. Te hotărâi să faci o schimbare de loc. Da. Însă ești nehotărât. Este o decizie bună, dar este important să asculți de un specialist, iar schimbarea te va face să te simți absolut extraordinar. Tu ești sigur că nu faci parte din această zodie a vărsătorilor? Nu. Eu mă simt extraordinar pe tot parcul zilei, da? Cel puțin a emisiunii. Da, mă bucur. E în primul rând. Am o contribuție și eu? Sigur, cum să nu? Tu ești cumva sursa de la care mă încarc cu energie pozitivă. Uh-huh. După care telespectatorii și toți ceilalți. Pești, da. Te-ai hotărât să pleci undeva departe de oraș alături de familie. Este timpul să le dai vestea cea mare tuturor. Bazează-te pe instinct. Ce deci veste, tot vine din interior. Ce veste o fi asta, că tot a clocotit ea în... N-avem unde să știm, astea sunt tainele fiecăruia în parte. Da, dacă și... cineva poate e din zodia peștii care ne urmăresc, poate ne mai dezvăluiți și voi câte ceva, niște secrete așa pe pagina asta. Da, să ne scrieți comentarii, apropo, să ne scrieți comentarii și noi o să vă răspundem. Între timp, hai să vorbim despre un pic de muzică, pentru că simt eu că lipsește un pic în această dimineață. Da, lipsește și... muzica? Da, despre Tobe vreau să vorbim. Nu, mulțumesc. Da? Nu vreau să-mi cânti pentru că am auzit Soarele și Luna de mai multe ori și mi-a plăcut foarte mult, dar în repertoriu. Da, mai multe piese am în repertoriu, mai multe frânturi de piese. Da, bucăți din refrene, știi? Da. Bun, stai că m-am răzgândit, ai zis de Soarele și Luna și nu mai vreau să vorbim despre muzică. Cred că putem să vorbim despre altceva, despre un alt subiect, nu? Care nu ține de muzică sau de Tobe, că spuneam mai devreme. De Tobe, da. Și propun, de exemplu, te-ai încrețit la față că... Uite, hai să vorbim despre sport. Ai nevoie de o pauză, să înțeleg. Nu, eu vreau să vorbim despre sport acum și despre oamenii care ne duc faima țării peste hotare. Mm-hmm. Deci, vrei sportiv să de vorbim performanță. Despre sport, să facem sport, eliminăm tot stresul din organismul nostru. N-ai înțeles corect, nu să facem, să vorbim despre sport. Să vorbim despre sport. Foarte bine, hai să faci. Deci, am eu un subiect interesant, dar un sportiv deține 10 recorduri europene și este unul dintre cei mai promițători halterofili din Republica Moldova. Da, vorbim despre sportivul de performanță Marin Robu, care practică acest sport de pe când era copil. An de an obține rezultate tot mai bune, chiar dacă se antrenează în niște condiții ce lasă de dorit. Detalii în reportajul realizat de colegul nostru, Alexandru Leacu. That's better. Not easy though. And that's a really good recovery. Well done, Mara. De la vârsta de 8 ani jumate am călcat prima oară în sala de sport. Până în prezent, uite că continui și rezultatele sunt foarte bune.
Marin Robu este printre cei mai buni halterofili din Republica Moldova. Recent a fost medaliat cu bronz la campionatul european de seniori care a avut loc în Armenia. Are în palmares și medalia de argint la campionatul european și cupa mondială. Este campion european la categoria de juniori și under 23, precum și multiplu campion al Republicii Moldova. Marin Robu este maestru internațional al sportului, ne face cunoscuți în lume, dar câți dintre noi își imaginează în ce condiții se antrenează un campion? Sportivii aduc rezultate cu toate acestea, dar eu cred că dacă s-ar investi mai mult în echipament, o să avem tot ceea ce se zice o țară dezvoltată, care le asigură sportivii. Să ne asigură și pe noi un pic mai mult, cred că s-ar aduce rezultate mult mai mari și chiar ne-am clasa un top mult mai sus pe sporturi. Chiar dacă suntem destul de sus, putem ajunge ca Moldova să fie foarte cunoscută. Este student în anul 4 la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Până să vină la Chișinău pentru studii, a practicat halterele și la Baștină. Condițiile, majoritatea, în toate sălile de sport, sunt aceleași. Care sunt condițiile aici? Sunt și la Nisporeni, sunt majoritatea. Uneori poate trebuie mai rele, dar mai bune foarte puțin. Acum, maestrul internațional al sportului muncește pentru performanță la școala sportivă specializată de haltere. Zilnic face câte două antrenamente. Primul antrenament este la ora 11 până la ora 1 și seara de la ora 5 până la ora 7. De la 2017, când am venit în această sală, de atunci fac două antrenamente pe zi, cu maxim de o pauză de o lună pe an. La școala unde se antrenează Marin Robu, condițiile lasă mult de dorit. Pardoseala este cam jerpelită, suporturile pentru haltere nu au fost înlocuite de ani buni. La fel e și cu echipamentul tehnic. Sigur că avem nevoie de o podea un pic mai dreaptă. Podeaua nu este destul de dreaptă. Am avea nevoie de... sunt podețe construite care sunt la nivel, dar nu și le permit federația să cumpere acest echipament. Puteți vedea diferența, ar trebui să fie egale, dar nu este egală. Bara se duce pe o parte, iar din această cauză poți să ai și accidentări. În aceeași sală și în aceleași condiții își petrec timpul 10 de sportivi de performanță. Majoritatea ne antrenăm în această sală, iar noi avem nevoie de condiții în care să ne asigure și cazarea și hrana, care să avem o bază unde stăm toți, ne putem antrena ca și, de exemplu, țările de lângă noi, România, am plecat în România la cantonament și am văzut că toți sportivii de acolo sunt cazați la bază sportivă, unde acolo mănâncă, acolo dorm. De un centru de recuperare sportivă nici vorbă nu poate fi. Din păcate, noi nu mergem, nu ne asigură nimic cu aceasta. Când mai plecăm, plecăm din banii noștri, dacă avem timpul necesar, dar aș fi dorit FIBO să construiască un centru de recuperare. Când plecăm la campionatul european, nu poate să asigure toată echipa cu masaj, doar și pretendenții la medale, să zicem așa. Sergiu Crețu îi este antrenor deja de 6 ani. E mândru că Marin obține rezultate tot mai bune, chiar și în asemenea condiții. Noi, în loc să ne gândim numai la antrenamente, sunt niște momente că organizaționale îți ia foarte mult timp și pierzi mult timp și energie pentru ca să organizezi fie condițiile bune. Momentul ăsta este desigur foarte complicat. În prezent, Marin Robu participă în categorie de greutate 89 de kg. Recordul personal la stilul smuls este de 175 de kg, iar la aruncat 205. Totuși, e dificil să obții astfel de performanțe mergând la competiții fără un kinetoterapeut. Noi nu putem să oferim salariul decent. Salariile sunt foarte mici pentru masori și de aceea când plecăm la cantonamente, la competiții deseori, adică trebuie să fii și medic, și masor, și tot împreună. Momentul ăsta, desigur, este foarte greu pentru noi. La Jocurile Olimpice am plecat și n-am avut masor cu mine și am avut foarte mare nevoie de el. Am avut accidentare atunci, iar masorul nostru nu era cu noi. Chiar la Jocurile Olimpice, Marin putea să lupte pentru medale, dar nu a avut la timp asistența necesară, deși a participat mai slab, că drept putea să lupte chiar și pentru medale și la Jocurile Olimpice. Marin Robu își dorește să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor avea loc în 2024. Îi urăm mult succes!
Următoarea noastră invitată este o artistă iubită și apreciată în tot spațiul românesc, fiind populară și pe rețelele sociale, acolo unde a adunat o comunitate impresionantă de admiratori. Ia uși, da? Da. Despre cine oare vorbești tu, Micaela? Vă dezvălui eu. Da. Vorbim despre interpreta de muzică populară, Zinaida Bolboceanu, care a ajuns în această dimineață frumoasă în platoul telematinal și pe care o salutăm cu mare drag. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, Hristos a înviat, bine v-am găsit. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi. Spuneam mai devreme despre rețelele sociale, noi vă urmărim inclusiv pe Facebook și am văzut cât lume reacționează la postările dumneavoastră. Cum de ați reușit să închegați o comunitate? Pentru că ieșiți inclusiv în, aveți filmulețe, clipuri, video în care vorbiți despre anumite subiecte importante și relevante. Eu, de fapt, întotdeauna am fost așa, doar că nu aveam rețelele acestea de socializare pe care să intervin și lumea să mă cunoască, dar eu am fost întotdeauna o luptătoare. De când mă știu eu, întotdeauna am fost așa. Acum, datorită acestor tehnologii, uite că am posibilitatea să-mi expun părerea mea, gândul meu, să mă revolt, să... Da, vă gestionează, vă ajută cineva la gestionarea afacerii sau dumneavoastră? Nu, Doamne ferește. Dar cine v-a convins? Că sunt mulți oameni care la fel vor să vorbească. Doamne ferește. Nu, nu sunt membru de partid, nu merg. Dar nu e despre asta vorba. Deci, nu, chiar o fac absolut din, așa, din, cum să zic eu, din, poate emoții, simți că aveți nevoie, da, să spuneți ceva. Dintr-o datorie civică, nu știu, poate așa ar fi, deci sunt întotdeauna supărată și revoltată pe nedreptăți, pe tot ce se face rău în societate, pe oameni care nu merg pe drumul drept. Da. Nu știu, este părerea mea, desigur. La început, sincer să vă spun, lumea intervine cu diferite mesaje, unele mai frumoase, unele mai puțin frumoase, și încercam să intru cu ei într-o discuție și le scriam că nu-i corect, uite așa, uite așa, dar nu are rost, vă zic, de ce intervii mai mult, de ce parcă se mărește această... Crește acolo. Exact, da, de ce nu? Și acum știți ce fac, numai mă uit, un mesaj care... incintă la ură și care, mai ales dacă folosesc cuvinte răutăcioase, îndată blochez și gata. Și merg mai departe cu lumea cu care am a discuta și care îmi împărtășesc opiniile mele, dar așa nu are rost. Ați spus să că atunci când sunteți supărată, dar când sunteți fericită? Spuneți un pic. Dar sunt fericită, sunt fericită, sincer vă spun, sunt fericită. Dar n-am fost așa fericită, mă tin, că nici când eram la mama acasă mică, pentru că mă scola dimineața la ora 6 să merg să pasc bubocii. Sunt la pensie și am timp liber când vreau mă culc, când vreau mă scol și reușesc să fac și treburile pe acasă. Călătoriei nu aveți de gând să vă luați valiza și să călătoriți? Și asta fac, când mi-e dor, plec în România, am o prietenă și bună dimineața, Nelly, luăm mașina și plecăm la Mănăstirea Cutare. Deci, sincer vă spun, am o libertate, am o viață foarte frumoasă, pentru că și familia mea este foarte bine deja aranjată, copiii, nu am motive să fiu supărată. Unicul motiv care mi dă bătaie de cap este țara. Deci eu pentru țară întotdeauna bolesc, pentru țară întotdeauna îmi bat capul. Poate mai mult ca și de copiii mei. Dar dumneavoastră, prin creația dumneavoastră, ați reușit să oferiți în dar multe. Păi, ofer în dar multe, dar vedeți, nu știu, stau și mă gândesc că de ce noi ne-am născut pe un pământ care este atât de frământat. Zbuciumat. Și zbuciumat. N-ați găsit răspunsul? Pentru că dacă da, vă rog să ne spuneți. Răspunsul meu este că noi trebuie să facem ceva. Adică că de fugit ușor putem să fugim de responsabilități sau din niște greutăți. Exact, da, exact. Probabil că au fost aleși oameni care să poată să facă ceva. Și Dumnezeu ne dă și pe cei răi ca noi să găsim metode ca să-i facem buni sau să, nu știu. Eu am o întrebare pe care o dau la Istorie cu Tâlc și sună în felul următor.
dacă ați avea posibilitatea, v-ați naște în altă țară? Ce ați răspunde la această întrebare? Da, nu cred. Nu? Tot dar aici. Nu mă văd nicăieri. În afară de România, desigur. Eu nu dispersez aceste două. Pentru mine România este ca acasă și spuneam că dacă Doamne ferește ceva, eu nu mă duc în lume. În ciuda faptului că... Eu mă duc în România. Deci de acasă acasă, dar nu mai departe. Da. Da. Mai departe nu. Nu mă văd nicăieri. Toți îmi răspund astfel. Toți. Mai puțin care spuneam. Înseamnă ceea ce am spus anterior, că noi suntem predestinați. Da, soarta, ceva, soarta ceva aici ne-a dat adus aici. Pentru un scop anume. Pentru un scop anume. Și noi trebuie să fim conștienți de aceasta. Da. Așa e. Trebuie să facem ceva. Vrem să vorbim și despre mesajul artistic, atât de important pentru confortul intelectual și artistic al omului, dar totuși, inclusiv pentru cei care ne urmăresc acum de acasă, cât de greu este până reușești să devii cunoscut într-un spațiu românesc, mai ales atunci când se promovează arta adevărată, tradiția autentică, nu neapărat cu cântece de pahar și așa, dar e o cale lungă până atunci. Este o cale lungă, dar eu nu mi-am pus niciodată un scop anume ca să mă fac vedetă și să fiu foarte și foarte cunoscută. Eu mi-am urmat crezul meu de a face lucruri frumoase și de a menține permanent cultura pentru mine, în primul rând, nu m-am dat la provocări. Chiar dacă am putut să compun niște cântece cu care să fac mai mulți bani, să merg la anunț și îndată să sune, să fie pe placul tuturor, nu m-am dat la provocări. Eu nu am avut dreptul. Eu am fost cadru didactic și eu nu am avut dreptul să încalc anumite... Da, și mai ales că aveți o cultură transmisă de la familie. Și, da, și am fost educată, anume că am fost educată într-un mediu și așa mi s-a înrădicinat această gândire. Iată, o să cităm ceea ce ați spus într-un interviu. Deschidem citatul. Nu mă consider de modată cântând de țară și de dor, cântând de dor de mama, cântând de mamă și de țară. Deci cântând de dor, mi-e dor de mamă, cântând de mamă, mi-e dor de țară. Pentru că sunt indispensabile aceste două noțiuni, mama și țara. Este una. Dar tineri sunt acum dornici să preia din această experiență a dumneavoastră? Sunt. Am vorbit, uite, sincer vă zic, că când aud, mă rog, persoane mai în vârstă așa, că da, tineretul ăsta ce e? Că nu e drept, nu. Avem un tineret superb, avem un tineret bun. Este mai bun ca noi. Ei sunt în sufletul lor buni. Am vorbit, ei nu mai au ura noastră, ei nu mai sunt atât de fără prejudecăți, ei se acceptă unul pe altul, în felul în care fiecare este așa cum l-a dat Dumnezeu. Ei sunt internaționali, ei sunt al lui Dumnezeu toți, pentru că nu au prejudecăți. Da. Și este... E extraordinar, pentru că numai lipsa de prejudecăți aduce către pace. Exact. Când eu accept ce faci tu, când tu accept ce fac eu și când găsim o limbă comună, asta e pacea. Da. Deci asta e fericirea. Noi știm că un grup de tinere nu vă dau pace. Să vă bucurați de pensie, să vă bucurați de timpul liber și tot timpul vă roagă să... Păi, dar ele nu sunt tinere, tăman, că sunt cam și... Ei, bine, eu tinere sunt cea mai mare, dar... Da, într-adevăr, am un grup... Tinerețe care nu este marcată de ani, dar este marcată de am stare. Un grup folcloric la Cojușna și... Nu știu, avem o activitate așa și culturală, dar avem și un motiv de a socializa, de a comunica, vin de la lucru, doamnele. Nu vă pot spune cu câtă plăcere noi ne întâlnim și găsim și motive. Azi e ziua mea, mâine e ziua nepotului, poi mâine e a soțului și noi permanent cu un ceai, cu o bombonică. Și cântăm. Așa. Este un loc unde niciodată nu ne este trist, urât. Da. Da, și într-adevăr, da, ne ducem, ne încărcăm sufletul cu energie pozitivă. Dar ne spuneți la ce lucrați acum și dacă riscăm să vă întrebăm, dacă aveți, pentru că aveți o voce absolut superbă și extraordinară, să ne spuneți să ne dați niște frânturi din poate niște piese mai vechi, originale. Așa o mică dezlegare de dimineață, să ne spuneți la ce lucrați.
Și unde n-ați mai spus asta nicăieri, poate. La ce lucrez? Eu întotdeauna lucrez. Nu pot să vă spun că am întotdeauna un proiect anume. Ascult multă muzică autentică. Acum un domn profesor a descăliției Adrian Vasile, îmi cer scuze acum. Nu contează. Da, așa, domn profesor de la Universitatea Alexandru Ancuza de Iași mi-a trimis o arhivă a moșului dumnealui, a descăliției, un tot așa etnomuzicolog, și eu le ascult. Sunt niște capodopere, sunt niște cântece cântate, desigur, de informatori țărani, și le ascult și m-am gândit așa că ar fi bine să le reactualizez. Adică folclorul în sine trebuie actualizat. Reactualizat. Actualizat. Uh-huh. Dacă nu aduci un pic în zilele noastre, să-i dai un pic parfumul zilele noastre, adică gândire muzicală contemporană, un pic. Sau, cum să vă zic eu, când cântă un țăran cânticul, el îl cântă uneori foarte sec. Acolo da, noi se găsește melismatic, da. Melodia este și fără, n-are voce melodioasă și tineretul când ascultă aceste cântice nu le găsește farmecul. Ori dacă ai deja practică în acest domeniu, numai ai auzit melodia și îndată deja un braț într-o haină muzicală, cu milismatică, poți și să intervii puțin dacă în text lipsește sau dacă melodia ceva. Dar știm că înainte oamenii cântau despre ceea ce simt, fie bucurie, fie fericire, ca și emoții. S-a schimbat ceva de atunci până acum? Despre ce cântă? S-a schimbat pentru că înainte cântau universul, iar acum aș cântă personalitatea mulți. Ah. Deci înainte țăranul avea o filozofie universală. El nu se cânta pe el numai, el când vorbea, el vorbea cu natura, cu codru și el se vedea ca și ceva mic. O parte componentă a ceva mare. Dar ceva, cum să zic eu, nu își punea personalitatea sa pe primul plan. El era un tot întreg cu natura. Da. Iar acum lucrurile s-au cam schimbat. Egocentrism un pic mai mult pe partea asta sau nu neapărat? Adică oamenii se pun mai mult pe ei personalitatea lor. Da, este un pic de egoism. Nu știu, să zic, individualitate. Dar noi întotdeauna am avut drept scop să formăm individualități. Da. Personalități, individualități. Numai că lucrurile uneori pot să scape în altă direcție. Da, acolo deja adică, merge în egoism, orgoliu. Da, când ești în armonie cu natura și cu ceea ce... Exact. Da. Tu ca și artist, când cânti un cântec, trebuie să-l aduce în el să se regăsească parcă toți într-un fel anume. Și să înțeleg că dumneavoastră vreți și filozofia, și filozofia poporului trebuie să fie aici, prezentă, da, în cântec. Și prin aceste cântece la care lucrați, vreți să aduceți probabil acest mesaj, ca omul poate cumva cât de cât nu am de gând să intervin mult în aceste texte de în care v-am vorbit eu din această fonotecă a Dăscăliței, dar în text nu, poate am zis, în melodie, adică să îmbrac acea melodie în melodicitatea vocii mele. Când apare ceva? Nu, asta nu pot să zic. Nu pot să anul ăsta? În general nu sunt persoana care îmi planific prea mult viața și las lucrurile așa să decurgă pe parcurs, pentru că a fost foarte ocupată și nu, le-am așa, pe toate odată le-am înalt. O să fie cu siguranță la momentul potrivit și firesc. Noi vă urmărim și o să vă urmărim în continuare și în toate aparițiile dumneavoastră și pe rețelele sociale. Așteptați telefonul din partea noastră. Da. Mulțumesc tare mult și dați-mi voi, vă rog frumos, să azi doamnei Maia Sandu la mulți ani. Și cel mai bun mesaj al meu ar fi ca întotdeauna să fie înconjurată de prieteni onești, așa ca și dumnea ei. Vă mulțumim mult! Vă zi frumoasă să aveți! La fel, la toată lumea! Din suflet!
Foarte frumoasă și energică și în același timp, pentru că știi cum, invitata noastră este o persoană extrem de sinceră, extrem de modestă, extrem de talentată, asta e de prisos spus, așa că a fost o adevărată plăcere să discutăm cu dumneavoastră ei și tot la muzică propun să rămânem în continuare. Tot la muzică. Tot nu la te lași muzică. Tu de muzică în această oră. Nu te lași pentru că ai vrut tu percuție și cineva a zis, cineva vrea percuție? Ok. Da, avem să percuție? Fie, să răsune. Da, avem, da, să răsune. Cred că avem nevoie de percuție, avem nevoie de tobe în continuare. Da. Mai, eu nu știu, zic în cele ce urmează, în cele ce urmează să cunoaștem o familie? Sau hai să cunoaștem o familie, dar știu că un coleg de-al nostru, un coleg de-al nostru, și anume Anatol Fornea, este acolo undeva, așteaptă să intre în legătură directă cu noi și se pare că ce are să ne spună ține neapărat de tobe. Păi hai să lăsăm, ascultăm și să ne dea mai multe detalii din locul, acolo unde se află. Bună dimineața, Anatol, te ascultăm. Colegi, bună dimineața! Suntem alături de Oleg Negru și Sebastian Nahaba, doi toboșari renumiți care ne invită astăzi, începând de astăzi, de fapt, la Festivalul Internațional al Tobelor Batera, corect? Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, dragă lume! Vă așteptăm aici la festivalul nostru Batera, prima ediție, care ne-am propus să fie foarte interesant, cu mulți interpreți, cu diferite stiluri din diferite țări. De aici l-am numit internațional. Vor fi oaspeți invitați din România, din Olanda, din Italia, India, da. Domnule, da, domnule Negru, haideți până și domnule Nahaba inclusiv, până a vorbit despre festival, vreau să ne spuneți mai întâi de toate despre experiența dumneavoastră, pentru că ați cântat în mai multe trupe muzicale și mă refer la ambii, dacă ați putea să ne povestiți. Începem cu dumneavoastră, da? Ar vrea să începem de la domnul Sebastian. Haideți de la domnul Sebastian, haideți, da. Toboșarul legendă. Da, deci eu, cine mă cunoaște, cine nu, am cântat în mai multe formații. Din prima formație profesionist care a fost în filarmonică, formația Orizont, sub conducerea lui Oleg Neștein. Al doilea a fost Plaiu, formația Plaiu cu Ștefan Petrache, da? Toată lumea știe. Sper. Și după aia a urmat formația Legenda și mai târziu am format noi o formație de muzică rock, se numea Chișinău, deja în perioada trezirii naționale, adică așa în anii 90 s-au schimbat multe lucruri și noi am zis hai și noi să punem umărul, să schimbăm spre bine. Deci asta a fost experiența mea, sigur, încă au fost multe, multe formații care mai mult sau mai puțin cunoscute, care doar eu știu. Domnule Negru, în cazul dumneavoastră, cum a fost? Cazul meu este un pic mai diferit. Eu am pus mâna pe bețișoare abia la 40 de ani, adică sunt un toboșar relativ proaspăt. Nu pot să zic că am ceva notorietate în Republica Moldova, fiindcă mi-am început cariera în Irlanda când am fost în emigrație și acum am revenit aici, dar sper că am avansat într-atât ca să mânuiesc instrumentul ăsta. Toba, frumos, care da, toba. Este rolul ei până la urmă în cadrul unei formații? Păi toba se zice că este inima formației. Da, bateria mai corect zis, adică fiindcă ea este de mai multe constituită, de mai multe elemente și de aia se numește bateria, ar fi corect, vorbitorie de română și constituită de mai multe, ea este inima și ea dă pulsul formației. Despre festival, cum ați spus, vor fi artiști și de peste hotare, dacă puteți să ne spuneți care va fi de fapt programul, va dura mai multe zile? Da, programul va dura 3 zile, astăzi este doar masterclass-ul maestrului Ricardo Merlini, cel mai rapid toboșar de pe planeta Moldova. Produs în cartea recordurilor. De pe Terra. Din cartea recordurilor Guinness, așa este. Și mâine va fi din România Claudiu Purcarin. Așa zis nașul, care a cântat mult timp și cântă în formația Night Losers. Cineva cred că știe.
După aia vor fi concerte, evoluare la diferite formații. Toată informația aceasta este pusă în Facebook, da? Și vă rog un mesaj scurt de invitație, după care vă rog să ne demonstrați ceva la aceste minunate tobe. Pentru că pentru și asta și-am venit. Vă rog, un mesaj de invitație. Vă așteptăm mâine pe toți aici, începând cu orele 18:30. Vom da start primului concert unde vor participa oaspeții noștri, atât formații autohtone, cât și câteva formații ad hoc. Avem și așa surprize cu tobe, bas, chitară și acordeon, vioară, etc., etc. Va fi o surpriză mare. Avem și implicarea publicului în activitățile noastre. Fiecare le vom da ceva, câte o piesă de percuție și vom face aici un concert împreună cu... Unul cu dinamic și frumos, iar mai multe informații pot să vadă pe pagina de Facebook. Da. Pagina de Facebook, Batera. Batera. Haideți acum să ne cântați ceva la tobe. Mergem. Să ridicăm bună dispoziție a telespectatorilor. Rămâneți cu noi. Ce bituri interesante de dimineață! Ne-am energizat și noi pe unda asta. Ți-ar plăcea să fii tobă așa? We are rock you! Hey! Hai! Cum, nu? Da. Leu, să-i faci tu așa lui Freddie Mercury, să fii făcut lui Freddie Mercury așa ceva, pauleu, el aveam cred că... Aveam de suferi mult, nu? Sigur că da, ai văzut acele secvențe de pe stadionul la Wembley din Marea Britanie atunci când a dat marele concert, se consideră cea mai tare fază din istoria muzicii, și... da, acel mic recital al lor. O să 20 mă uit de acum... minute a durat și i-a dat gata pe toți. Nu știi, da? Caută pe YouTube acolo, Queen și 1987, anul în care m-am născut eu, apropo. De asta țin minte că e un an important în care s-au născut pentru că poate că în momentul în care eu mă nășteam, Queen cânta, înțelegi pe scenă. Am spus asta undeva, stai că nu mi-ai spus, mi-am amintit, da. E prima dată. Oricum. Tot în Marea Britanie rămânem. Da, la o școală de acolo, pentru că m-am zis că o școală din Marea Britanie a îmbrățișat. Da, ce am îmbrățișat? Am îmbrățișat pe bune realitatea virtuală. Iar pentru elevi, clasele sunt mai interesante ca niciodată. Da, și asta pentru că pot învăța despre planete și corpuri uman, dar așa cum nu au mai avut ocazie, nu-i așa? Da, în această școală metavers, în locul cărților și caietelor, ce crezi că folosesc elevii? Telefoane? Nu. Gadgeturi, ca de exemplu console, mini-console? Răspuns greșit. Mai încerc, mai o variantă. O cană termic? Ochelari de realitate virtuală. Ochelari de realitate virtuală. Păi asta vreau să spun, nu? N-a spus-o? Ok, bine, hai să vedem mai multe. Așa arată o lecție de astronomie în clasa de realitate virtuală a școlii Random House din Anglia. Elevii nu doar că văd planetele în locul lor obișnuit, dar le pot chiar coborî în curtea școlii să le studieze îndeaproape. Echipați cu ochelari de realitate virtuală, adolescenții au îmbrățișat această nouă formă de studiu care, spune profesoara Ioana Dragomir, a dat roade imediat. The retention is fantastic. Once they've seen something, they'll remember it.
And there's a deeper understanding because they can manipulate an object, they can see it from all sides, they can see how it works, they can see the function, and so they really get a deeper, better understanding. Și lecția de anatomie este cu totul diferită de cea obișnuită în care elevii se bazează pe fotografiile din manuale și cel mult o machetă. Șansa de a manipula o inimă umană și de a o vedea îndeaproape s-a dovedit foarte revelatoare. The experience in the science classroom was amazing. It was really cool how I got to kind of put the heart in a different place, because if you were in a normal classroom, you can't do that. And yeah, because in a normal classroom, if I went up to a human heart, I wouldn't go anywhere near it. Yeah, no, but in the metaverse, in the classrooms, it's like you're not holding anything, but you actually are. Aceasta așa numită școală în metavers este inițiativa Inspired Education Group, un furnizor internațional de școli private, iar realitatea virtuală este benefică oricărui tip de lecție. And even in subjects like languages, it's been really important, where students have traditionally done role play sat facing each other in the classroom. Now we can take them to a French restaurant or a German doctor's office so that they can be more immersed in that experience and take away that knowledge. Acest proiect pilot este accesibil de oriunde din lume, iar școala în metavers este geamănul digital al unei instituții reale, impresionanta clădire victoriană ce adăpostește școala Redham din sud-estul Angliei. The Metaverse School is a digital twin, an exact copy of this building in virtual reality that brings together students from all around the world to be taught in virtual reality. So 84 different schools in 24 different countries. La această oră, în proiect sunt implicați 70.000 de elevi. În Europa, școala în metavers are parteneriate cu instituții din Marea Britanie, Elveția, Spania, Portugalia, Italia, Belgia și Letonia. Nu știu, ție ți-ar plăcea să înveți într-o asemenea școală? Bazată pe realitate virtuală? Îmi place foarte mult tehnica. Nu, ți-ar fi plăcut, gen, să... Mi-ar fi plăcut, dar poate în o altă viață. Poate, nu știu, poate când o să am alt timp. Da. Am înțeles că dar îmi place sunt foarte mult. Să repetiții. Să facem repetiții cu ochelare virtual, nu cred că o să reușim. Uite că pandemia a demonstrat încă o dată. Da, e o tehnică să faci spectacole online, dar nu. Nu e aceeași chestie, nu simți emoția, nu simți... Da, nu simți emoția, dar iată, mulți simt emoția atunci când se trezesc și aprind Facebook, și văd acolo un like, o inimioară, un comentariu. Da. Ca ai zis, de Facebook a primit o amendă record Meta, compania mama a rețelei de socializare Facebook, ai auzit? Bune, da, am auzit așa ceva, deci e vorba de o sumă impunătoare, 1,2 miliarde de dolari trebuie să plătească trustului Mark Zuckerberg, pentru că a continuat să transmită informații personale ale utilizatorilor europeni în Statele Unite. Este vorba despre încălcarea regulilor privind protecția datelor, iar Meta se pare că va contesta decizia. Da, este cea mai mare amendă dată de Uniunea Europeană unei societăți americane din domeniul tehnologiei. Pentru încălcarea acelorași reguli a fost sancționată și o altă companie foarte populară care a plătit peste 745 de milioane de dolari. Eu mă întreb, iată, da, Meta o să achite 1,2 miliarde de dolari. Unde o să se ducă banii ăștia? 1,2 miliarde. Trebuie cum se numește chestia asta? Să descoperi sau ce? Pagubă. Despăgubiri. Despăgubiri, exact. Asta este cuvântul, da? Nu mi-a venit, din cauza că suma este impunătoare. Da, și te-a dat peste cap să mă pur și simplu n-am. Când am zis, poftim, despăgubiri, nu. Da, adevărul este că e o întrebare retorică la care nu ne propunem neapărat să răspundem, dar ne propunem să discutăm în continuare. Poate și noi suntem, apropo, victime. Și păi sunt, și da, niște. Contul nostru este deschis pentru așa ceva, e ok, eu din miliard primim orice. Mă uitam acum cât de frumos lucește ceasul ăsta al tău. Da, te orbesc. Când mă privești câteodată, mă privești cu un ochi închis, știi? Și acum am înțeles că e din cauza ceasului. Că nu am o problemă neapărat, n-am un tic nervos. Dacă voiam să spun, dar nu voiam să te supăr. Acum cum ți-ți vine, o să acopăr ceasul. Uite așa să-l acopăr. Ce compliment de dimineață. Așa o să fie. Nu despre ceasul tău vreau să vorbim în această dimineață, ci despre un ceas de mână care a aparținut ultimului împărat al Chinei și care s-a vândut cu un preț neașteptat de mare. Da, la licitația care a avut loc la Hong Kong, ceasul de producție elvețiană a fost vândut cu 6,2 milioane de dolari. Și în momentul de față sunt doar 8 ceasuri din aceeași colecție a mărcii elvețiene în întreaga lume. Potrivit organizatorilor licitației, ceasul a fost produs în anul 1929, dar nu se știe când a intrat în posesia împăratului Chinei. Această piesă de colecție a avut o istorie destul de agitată, fiind purtat de împărat după ce a fost
fost înlăturat de la putere într-un lagăr din Siberia. Da, acolo a ajuns în posesia unui rus care a fost traducător pentru fostul împărat. Dictam aici ceas cu istorie și cu... Hei, bine, chiar dacă o să porți acest ceas, nu o să te facă împărat, știi? Da, sigur, sigur. Da, sigur, pentru că împărat te naști, nu te faci, știi? Asta e. Da. Am înțeles, gata, momentul nu mai comentez a fost nimic, respectat. Gata, nu. Da. Eu îți propun acum, după această încheiere atât de frumoasă, să încheiem și noi emisiunea, da. Să lăsăm pe toată lumea să se gândească la ce ai zis. Să se simtă ei împărați pe ziua de astăzi, pentru că este abia începutul acestei zile. Fraților, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire mâine dimineața, aceeași noi, Mihaela, Anatol, la ora 7. Toate pune. Pa, pa.